Bun venit, mirilor, bun venit tuturor în casa lui Dumnezeu Maranata din Wiener Neustadt. Și pentru că suntem în picioare încă, dorim să citim un cuvânt din Scriptură, din Epistola lui Pavel către Biserica din Colose, Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 13, până la versetul 16. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum va ierta Hristos. Așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Așa cum este frumos în orice cadru în Biserica lui Dumnezeu, că este nuntă sau că este serviciu divin sau că este binecuvântare de copii în casa lui Dumnezeu, orice lucrare se începe cu rugăciune. Și slujba din ziua de astăzi, această nuntă care se va înfăptui aici, vrem să înceapă tot cu rugăciune în prezența Domnului. Și vrem fiecare inimă, și cei care nu vă rugați de obicei, și cei care poate că de mult nu v-ați rugat, și cei care v-ați rugat și ne-am rugat până acum, vom închide ochii, plecăm inimile și capetele și prin fratele pastor Varadin Ioan ne închinăm Domnului, dorind ca Domnul să lase har peste ziua de astăzi în continuare și să lase binecuvântarea Lui. Amin. Stăpâne Tată, venim în aceste momente înaintea Ta și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru jertfa din dealul Golgotei prin care ne-ai înfrățit. Și îți mulțumim că ne-ai mântuit prin jertfa Ta, o Doamne Iisuse. Îți mulțumim că ne-ai lăsat o promisiune minunată, că te duci să ne pregătești un loc ca să fim părtași la nunta Ta în Împărăția Cerului. De aceea te rugăm în aceste clipe, la această nuntă pământească, să fii prezent, o Doamne. Să ne amintești cum să ne pregătim pentru nunta aceea, Doamne Iisuse. Te rog în aceste clipe, vorbește tinerii perechi care formează o familie în ziua de astăzi, într-un chip minunat, cum să se poarte în viața de zi cu zi. Dar vorbește tuturor familiilor prezente aici, o Doamne, și te rugăm să lași pacea Ta și binecuvântările Tale în orice familie. De aceea încredințăm timpul care îl vom petrece în continuare în mâinile Tale. Lasă binecuvântarea Ta peste cei ce vor cânta, peste cei ce vor recita, peste cei ce vor predica și fă ca în toate numele Tău să fie slăvit și noi îți mulțumim pentru toate. Amin. Încă o dată, bun venit, le spunem celor doi, lui Dan și la sora Cristina, Domnul să vă binecuvinteze. E o zi de bucurie, o zi care ați produs-o părinților, rudenilor, și Bisericii Domnului, chiar dacă Biserica Domnului din loc nu vă cunoaște atât de bine, vă va cunoaște de acum înainte. Salutăm părinții voștri, familia Modoianu, Cristian și Ionela, familia Cusma, Rusalin și Iliana. Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să binecuvinteze toți invitații care i-ați invitat, inclusiv pe fratele prezbiter Chifa Dumitru din localitatea Darova, județul Timiș, care va avea un cuvânt pentru voi astăzi și pentru noi toți. Și apoi, din partea bisericii noastre, fratele Buda Corneliu, prezbiter, va avea și dânsul un cuvânt din Scriptură. Mă refer la partea de predică, pentru că cuvinte vor avea mai mulți. Cuvinte prin cântare, așa e frumos la nuntă. Suntem în prezența lui Dumnezeu și știm că Dumnezeu este prezent în locul acesta, credem lucrul acesta, este un loc binecuvântat, este un loc unde venim cu inimile noastre și dorim lucruri de la Dumnezeu. Mai întâi dorim să-i spunem, să-i mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi, să-i mulțumim pentru tot ce este El pentru noi, că este Mântuitorul nostru.
Și cei doi astăzi vor dori ceva de la Dumnezeu. Vor dori ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că în zilele noastre, în secolul 21, să pornești în căsătorie, nu e atât de simplu. Mă refer la faptul că familia este controversată, lovită. Oamenii moderni ai secolului 21 nu mai doresc să aibă familie, trăiesc în concubinaj. Și Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Scriptura are cuvinte clare, are traiectorie clară cu privire la familie. Dan și Cristina au avut curajul să se căsătorească, curajul îl au mulți, dar au curajul să vină înaintea lui Dumnezeu să ceară binecuvântare în căsătorie și e un lucru de apreciat. Dan, de vreo 6 luni, frecventează Biserica Maranata, s-a lipit aici și au depus amândoi, de fapt, cerere să devină membri în biserica noastră, vor deveni. Perioada când am avut primire de membri ultima dată, ei au fost în România, s-au căsătorit la starea civilă, de aia încă spun că nu sunt membri oficiali ai Bisericii Maranata, dar, să zic așa, în fața lui Dumnezeu, oricum suntem frați. Și cine a făcut legământ cu Domnul aparține Bisericii Domnului Iisus Hristos, care nu-i legată de niște tabele până la urmă, nu-i legată de niște... Toate sunt bune și îi primim între noi și îi dorim, așa cum le-am spus la întâlnirea de consiliere, dorim să se țină de Dumnezeu, de biserică. Dorim să se țină unul de altul și niciodată fără Hristos pe cale. Domnul să îi binecuvinteze. Dan și Cristina, veți fi atenți astăzi, chiar dacă aveți emoții, la tot ce se cântă, la tot ce vi se spune, pentru că sunt cuvinte care dau viață. În cele ce urmează o să ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze pe frate Ilie Neac să laude pe Dumnezeu cu o cântare. Apoi verișoara Mirelui din Italia, sora Ionela Hrab, va lauda pe Domnul cu o cântare. În urmă, Damaris Căuniac laudă pe Domnul cu o cântare și apoi corul bisericii laudă pe Domnul cu o cântare. Și după cor, o să-i dăm loc fratelui Dumitru Chifa să vestească Evanghelia. Dânsul spunea că o să aibă un cuvânt scurt, dar i-am spus că e invitatul de onoare al familiei, a mirilor și nu trebuie să-l limiteze la un singur îndemn sau un cuvânt scurt. Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l călăuzească. Să lase cuvinte pentru sufletul celor doi și pentru sufletul nostru. Amin. Dragostea e un dulce răsărit pentru voi ce ați pornit pe un drum plin de lumină sub protecție divină. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să o unece. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să o unece. Niciodată, niciodată, niciodată. Dragostea e luceafărul frumos când drumul e întunecos, călăuză în noaptea grea, dragostea doar numai ea. Apele cele mari nu pot să stingă și râurile n-ar putea să unece. Apele cele mari nu pot să stingă și râurile n-ar putea să unece. Niciodată, niciodată,
niciodată. Dragostea funia ce strâns băleagă pe pământ viața întreagă, la capăt de călătorie ea vă duce în veșnicie. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea s-o unece. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea s-o unece niciodată, niciodată, niciodată. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea s-o unece. Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea s-o unece niciodată, niciodată, niciodată. Mai de mult ți-ai pus în gând iubirea s-o găsești. Pe drumuri lungi de neștiut sperai să o întâlnești. Ai ajuns în loc necunoscut, credeai că drumul l-ai pierdut. Nu știai că Dumnezeu te-a călăuzit. Cu fie ce vis pierdut, dorul creștea tăcut, fie ce pas pe drum, te apropia mai mult. Nu știai către-ndrept, către iubirea ta, atâta știi să zici. Binecuvântat fii tu că ne-ai adus aici. Mai de mult v-ați pus în gând iubirea s-o găsit. Pe drumuri lungi de neștiut sperați să o întâlniți. Ați ajuns în loc necunoscut, credeați că drumul l-ați pierdut. Nu știați că Dumnezeu v-a călăuzit. Fie ce vis pierdut, dorul creștea tăcut, fie ce pas pe drum v-a probit. Atâta știți acum, binecuvântarea lui o aveți pe drum. Fie ce vis pierdut, dorul creștea tăcut, fie ce pas pe drum va apropia. Atâta știți acum, binecuvântarea lui o aveți pe drum.
binecuvântarea Lui. O aveți pe drum. Binecuvântarea Lui, o aveți pe drum. Amin. Stimată biserică, am venit cu bucurie la acest eveniment frumos, la această sărbătoare, cea mai frumoasă sărbătoare, pentru că nunta sau căsătoria este instituită de Dumnezeu, de însuși Dumnezeu. Mulțumesc pentru invitație, celor ce m-ați invitat, mulțumesc corpului pastoral care m-a primit. Mulțumesc tuturor și zic, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze.
cum am zis, căsătoria este instituită de Dumnezeu, însăși Dumnezeu, pentru că primii oameni sau prima căsătorie a fost ținută de însuși Dumnezeu. Din Sfânta Scriptură, dacă ne uităm, când Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, El a văzut căci omul este neîmplinit. Fiarele au perechi și omul era singur și a zis, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și avem să facem ceva, îi facem un ajutor potrivit. Deci așa, Dan, și tu ai simțit căci erai neîmplinit, erai singur și ai căutat un ajutor potrivit. Să știți că o soție nu este o damă de companie, nu este sclavă, ci este ajutor potrivit. Atenție, celor ce sunteți căsătoriți sau cei ce urma să vă căsătoriți. Să știți bine, din Sfânta Scriptură, deci soția este un ajutor potrivit. De aceea, de multe ori, cum zice și fratele, diavolul, vrăjmașul, caută întotdeauna să lovească în instituția lui Dumnezeu. Și când lovește familia, când lovește în cuplu, este lovită și biserica, suferă și biserica și suferă mulți. De aceea, eu zic că primul pas în căsătorie, ca să aveți o căsătorie fericită, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în voi. Primul lucru, să porniți cu Hristos, cu Dumnezeu. Primul pas. Să nu încercați să faceți nimic fără Dumnezeu. Pentru că dacă veți căuta și cei ce ascultă, de multe ori sunt unii care caută să facă lucruri fără Dumnezeu, se gândesc la cunoștințele lor, se gândesc la banii lor sau se gândesc că îi poate salva. Să știți că ca să aveți o căsătorie, căsnicie fericită, să-L căutați pe Dumnezeu. Fundamentul căsătoriei în căsnicie este legământul. Este legământul. Astăzi îți face un legământ. Și pentru că la acest legământ primul martor și martorul principal este Dumnezeu. Deși sunt oameni aici, neamuri, familia, dar principalul martor este Dumnezeu. Uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. A fost un popor care se plângea, se rugau, vineau și se rugau și spuneau, Doamne, noi ne rugăm, dar parcă degeaba ne rugăm. S-a întrebat pe Domnul, Domnule, Tu nu ne asculți. Și uitați-vă, zice cuvântul Dumnezeu. Iată ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete, cu gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare. Și nu poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Ei se întrebau pentru ce. Și nu știau de ce Domnul nu-i răspunde. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerețea, căreia acum nu ești credincios. S-a întâmplat căci oamenii nu erau credincioși. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, vedem căci, pentru că, cum am zis, El, Dumnezeu, stă la unitatea aceasta, la legământul acesta, principalul, este Dumnezeu, zice cuvântul lui Dumnezeu căci El urește despărțirea. Zice așa, în versetul 16, căci Eu urez despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu. De ceea ce unește Dumnezeu, omul să nu desparte, Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Apoi, pentru că un gânditor spunea că a te căsători este ușor, dar a rămâne căsătorit este puțin mai dificil. Deci trebuie să luptați. Cuvântul lui Dumnezeu vedem că spune că cuvântul lui Hristos să locuiască pe deplin în voi. Iar în Psalmul 73 spune, fericirea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Deci întotdeauna, în viața voastră, în căsnicia voastră.
Deci să-L umblați cu Dumnezeu când veniți, când plecați din casa voastră. Deci să-L chemați pe Dumnezeu să fie cu voi. Și nu numai ei. Acum poate ei o să înțeleagă sau o să prindă foarte puțin. Eu vreau să vă spun că, deși au fost doi păstori la căsătoria mea, două lucruri am prins. Mi-au rămas în minte și asta le țin cu sfințenie. Întrebarea aceea, dacă din dragoste o iau în căsătorie pe soția mea și până când vreau să trăiesc cu ea. Aceste lucruri mi-au rămas în minte și Domnul să vă ajute și voi să vă rămână aceste lucruri în mintea voastră. Pentru că poate acum vă gândiți cum o să fie la masă, cum o să fie serviți cei ce sunt invitați. Sunt multe lucruri care poate, dar o să aveți înregistrări, acum este frumos, o să vă uitați și ceea ce, îndemnurile care veți primi, pentru că îndemnurile o să fie multe. Dar știți cum, zicea un păstor, putem să vă dăm multe sfaturi, un lucru nu putem să vă dăm, înțelepciune. Deci căutați să aveți înțelepciune în căsătoria voastră, în căsnicia voastră și Domnul să vă binecuvânteze lucrul acesta. Ca să fiți fericiți, în versetul 14 zice, da, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Întotdeauna să căutați să aveți dragoste între voi. Întotdeauna căutați să nu vă certați. Sau dacă, pentru că nu-i nimeni, acum dacă aș întreba cei căsătoriți, dacă n-au niciodată un motiv de, eu știu, de interpretări așa, sau divergențe între ei, nu cred că ar avea curaj cineva să ridice mâna. Dar întotdeauna încercați să acoperiți cu dragoste. Pentru că iubirea care izvorește din Dumnezeu rămâne, să știți, și dă biruință. Dragostea acopere greșeli, o sumedenie de greșeli. Și zic că cu această dragoste Domnul să vă îmbrace. Apoi în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14, spune că dragostea lui Hristos ne strânge. Dragostea lui Hristos să vă strângă, să fiți uniți. Să fiți uniți, să fie între voi unitate. Apoi, ca să fiți fericiți, căutați să vă apreciați. Să vă apreciați. Eu vreau să vă spun, din experiența, a venit cineva la mine și spunea că, zice, măi, întotdeauna când îi fac soțului meu mâncare, păi n-ai făcut cum mi-a făcut mama. Cuvântul lui Dumnezeu, când l-a creat pe om, a zis așa, de aceea omul va lăsa pe mama și pe tată și se va lipi de soție și ei vor fi un singur trup. Deci, orice lucru veți face, să vă apreciați. Mâncărul sau curățenia că va face, tot să o apreciezi. Cristina, la fel, tot să-l apreciezi pe Dan, cum va merge la lucru sau dacă va aduce bani sau... Se întâmplă că spune, băi, dar tu nu câștigi cât câștigă ăla. Aceste lucruri să nu fie între voi. Deci să vă apreciați. Zic, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la lucrul acesta. E foarte important să-ți apreciezi partenerul tău. Nu este mesaj numai pentru ei, e pentru noi toți. Trebuie să ne apreciem partenerul nostru cu cei cu care am făcut un legământ și am zis că vom fi alături până la sfârșitul vieții noastre. Așa și voi să fiți alături, să vă apreciați. Și zic, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este un lucru foarte important să-ți apreciezi. Întotdeauna, față de prieteni, față de toți, întotdeauna încercați să vă apreciați unul pe altul. Și atunci o să fie între voi, nu o să fie divergență, nu o să fie ceartă, pentru că îți apreciezi partenerul și viceversa. Și zic, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la lucrul acesta. Pentru că aprecierea îndulcează, ca o dulceață, îți îndulcește viața. Când ești apreciat, îi spui, oh, ce frumos, sunt apreciat de soție, sunt apreciat de soțul, apreciată de soțul. E foarte bine, e foarte frumos să trăiți în dragoste și zic, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, în 16, cuvântul Domnului spune așa, învățați-vă și sfătuiți unii pe alții. Deci căutați, ca să fiți fericiți, căutați să vorbiți frumos. Să aveți un vocabular adecvat unul cu celălalt.
Știți că la început, la începutul prieteniei sau și căsniciei ei, se vorbește foarte frumos cu toate păsărelele, așa, dar la urmă unii ajung să se cam, eu știu, să se ajungă la animale cele mai mari și urâte. Aceste lucruri să nu fie între voi. Deci să vorbiți frumos, să aveți un vocabular frumos unul cu celălalt. Dacă veți vorbi frumos, dacă aveți cuvinte frumoase unul cu celălalt, să știți că atunci nu o să aveți nici ceartă. Și zic că Domnul Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta și nu numai pe voi, dar să ne ajute și nouă tuturora să avem vocabular frumos, să vorbim frumos cu soțiile noastre, cu soții noștri. Pentru că dacă vom vorbi frumos, să știți că și viața noastră o să fie frumoasă în familie. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să comunicați între voi. Să comunicați, să aveți o comunicare, să vorbiți între voi. Să știți că sunt familii unde nu se comunică. Acum, mai ales în secolul acesta, comunicarea se face de multe ori, știți cum vine, soțul acasă butonează. Sau soția, când vine soțul, butonează. Să lăsați lucrurile acestea și să comunicați între voi. Să vă faceți timp și pentru butoane, dar să faceți timp și să comunicați între voi. Să vorbiți între voi. Să știți că este lucru foarte important. Eu nu vă zic povești, eu vă zic de ce lucrul ni se povestește, ni se vorbește, sau ni se mărturisesc lucrurile acestea în familie unde s-au ajuns, ca să nu se mai comunice și s-au ajuns să fie ură, distanță, să fie o despărțire, să nu se mai simte aceea dragoste, relația aceea între soț și soție. Dragii mei, toți cei ce ascultați, deși sunt de prima dată în biserica aceasta, dar nu vă supărați, dar să știți că foarte mulți, foarte multe familii nu mai comunică. Nu mai comunică. Comunică prin site-urile de socializare și este foarte grav. Aici diavolul lovește în familii. Să știți, cu lucrul acesta diavolul a lovit familii. Foarte multe familii, cunosc unele familii care s-au și despărțit din cauza acestor sau acestui lucru care diavolul l-a pus. Așa frumos, încet. A intrat în casă, foarte frumos. N-a zis vrăjmasul să facă ceva. Încet o să butoneze și după aia relația între soț și soție s-a răcit. Iubiții mei, se pot folosi, dar se pot folosi în așa fel încât cu măsură și, bineînțeles, cu încredințarea unul altuia. Și zic, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta, să înțelegem. Vedem că vorbirea, cum am zis, vorbirea frumoasă între voi, evite cearta, deci comunicarea frumoasă, evite cearta și de aceea eu zic că Dumnezeu să vă ajută să lăsați, cum am zis, butoanele și să comunicați între voi. Să vă îngăduiți unul pe celălalt. Chiar dacă reușește, încercați să vă îngăduiți. Să n-aveți prieteni. Dacă a întâlnit ceva între voi, să n-aveți prieteni, să-i spuneți, să vă plângeți prietenilor. Vă spun din experiență la fel. Am întâlnit o familie în care a venit o soră la mine și a spus, am avut un conflict cu soțul meu și el nu ceda și eu m-am dus și am spus cele mai bune prietene ale mele și la urmă urmii i-au zis că e prietena mea. La urmă urmă ajuns că se știe toată biserica, toată comunitatea, iar zice soțul n-a știut nimica. Când a aflat neamurile s-au dus și zice, măi, soția ta suferă din cauza ta? Ei, dacă aveți ceva între voi, cum am zis, primul pas, apelați la Dumnezeu.
Primul pas, încercați. Nu încercați să implicați nici familie, nici părinții. Nu încercați să implicați nici păstorii. Încercați între voi. Și cel mai mult lucru, în rugăciune. Să nu lipsească și postul. Să știți că ajută foarte mult. Eu spun din experiență, pentru că atunci când avem ceva, când mă puneam înaintea lui Dumnezeu, Domnul ne răspundea. Și mărit să fie numele lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu acel care intervine. Pentru că El a instituit căsătoria și El doresc că El să fie în familia voastră. Doresc să... Eu rămân la aceste cuvinte. Ce vă doresc eu cel mai mult? Vă doresc ca El, Dumnezeu, să fie Domnul vostru. Doresc ca Domnul El să fie îndrumătorul vostru. El să fie a treia funie împletită ca să fie. Deci întotdeauna să-L aveți pe El, pe Dumnezeu. Apoi doresc ca această bucurie, această fericire care o aveți acum, să aveți, să nu se termine aici. Se înceapă aici și știți unde să se termine? Acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, când vom sta la masă cu Mirele Iisus Hristos, cu toată biserica, aș dori ca toată biserica și cei ce nu sunt prezenți aici, să fim împreună, toată biserica, să fim împreună la nunta aceea, când Mirele va sta la masă, Domnul Iisus Hristos și noi împreună cu cei sfinți. Zic, Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne binecuvânteze, să vă ajute pe fiecare, pe dumneavoastră, să putem să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vreau să vă arăt din Scriptură, frate Dan, unde este locul tău în familie și apoi locul soției tale, Cristina, în familie. Pentru că voi vă căsătoriți înaintea lui Dumnezeu și vreți să aparțineți Bisericii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care a instituit căsătoria, a trasat linie clară pentru căsătorie și a dat porunci în privința căsătoriei, a dat sfaturi în privința căsătoriei prin Sfinții Apostoli care i-a insuflat Duhul lui Dumnezeu să scrie Scripturile. Și avem la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, ne arată și acolo Pavel, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește Bisericii lui Dumnezeu. Și o să afișeze și afișa și pe monitorul mare, că pe mine mă văd frații aici în față, unde Duhul Sfânt spune o linie și o directivă cerească pentru tine, frate Dan, și pentru Cristina, dar în mod deosebit mă îndrept cu sfatul către tine, și spune, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. În lume nu este Hristos capul oricărui bărbat, dar aici vorbește Pavel Bisericii lui Hristos. Celor care spun că sunt creștini, numele de creștin vine de la Hristos. Întâiași dată s-a dat numele de creștin ucenicilor în biserica din Antiohia în secolul I. Pentru că ei îl urmau pe Hristos, oamenii iudei de atunci i-au numit creștini. Și cei care îl urmează pe Hristos, lor le vorbește cuvântul aici. Hristos trebuie să fie capul oricărui bărbat. Și apoi bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Există în legile lui Dumnezeu și în cerul lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu din care noi facem parte legi precise după care funcționează familia. Locul tău, Dan, este lângă Hristos întotdeauna, nu deasupra de Hristos, nu părăsindu-L pe Hristos. Să nu uiți, sunt oameni în lume care au fericire pe pământ pentru că câștigă bani, pentru că sunt sănătoși și se bucură de fericire pe pământ și asta spune Solomon că e un har de la Dumnezeu. E un har de la Dumnezeu, dar va veni o zi când nu vor mai beneficia de prezența lui Iisus. Pentru că l-au respins, Dumnezeu a fost bun cu ei, le-a dăruit soare, le-a dăruit ploaie, le-a dăruit bani, sănătate, le-a dăruit case, le-a dăruit soții sănătoase, soți sănătoși, copii sănătoși și l-au respins pe Hristos. Și cum îl resping oamenii pe Hristos? Că vor spune unii, eu sunt creștin, nu-l resping. Da, ești creștin? Poate, dar poate resping faptele tale. Poate faptele tale contrazic că ești creștin.
Da, în locul tău trebuie să fie totdeauna lângă Hristos. Întotdeauna să vorbești cu El. Întotdeauna să ceri sfat de la El. Și cum faci lucrul acesta? Prin rugăciune mai întâi? Prin meditație, citirea Cuvântului Dumnezeu, meditație. Niciodată să nu părăsești pe Hristos, pentru că familia creștină nu trebuie să se bucure doar de lucrurile pământești. Familia creștină nu trebuie să aibă fericire doar pentru pământul acesta. Dacă este așa în dreptul unei familii, Sfântul Apostol Pavel spune într-un loc că este cea mai nenorocită familie care are fericire doar aici pe pământ. Și când va fi la sfârșitul zilelor să aibă nefasta neplăcere să fie respins de Hristos, să spună: Hristos, nu te cunosc, tu cine ești? Pentru că tu nu ai stat lângă mine, tu nu m-ai urmat pe mine. Sora Cristina, mă adresez cu un sfat și pentru tine și va înțelege și Dan de aici ceva. Va înțelege că va fi capul tău, dar nu dictatorul tău, ci prin iubire. Dumnezeu, când a tras pe om la răspundere, pe primii oameni, pe Adam și Eva, știm și știu și copiii istoria lor, că Dumnezeu l-a creat pe Adam din țărâna pământului, a suflat suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Apoi, după ce a adus animalele la Adam și Adam le-a dat nume tuturor, viețuitoarele care le-a creat Dumnezeu, Dumnezeu a văzut și știa, nu că a văzut, Dumnezeu știa că este creator și atot știutor, atot înțelept, că omului nu-i se potrivește nimic, nici un câine de companie, nici măcar un pui de leu, nu-i se potrivea nici măcar să meargă la pescuide și putea să stăpânească peștii, nimic nu-i se potrivea și l-a adormit. Prima narcoză, fol narcoze, cum zicem noi aici, a fost acolo, în grădina Edenului, când Dumnezeu l-a adormit pe Adam și din coasta lui a creat pe Eva, că Dumnezeu e atotputernic, unii nu cred lucrul acesta, dar așa s-a întâmplat. Și a dus-o la om și a prezentat-o și omul a exclamat: iată în sfârșit cea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi Isha, femeie, pentru că este luat din om. Și i-a dat numele și s-a numit Eva. Mama tuturor celor vii, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și știm bine că Eva a comunicat cu cine nu trebuia, a butonat, dacă vreți, cu cine nu trebuia, sora Cristina. A comunicat cu șarpele cel vechi, cu diavolul, care ne dă târcoale și mai întâi așa zamft, așa încetişor. El nu intră mai întâi brutal, dar să știți că e brutal. În familia în care diavolul intră, distruge. Este un nemernic care distruge. Iisus a spus despre el că este un hoț care fură, junghe și prăpădește. Și a comunicat cu Eva, i-a pus niște întrebări, i-a ridicat niște semne de întrebare în minte, l-a bajocurit pe Dumnezeu, pe atotputernicul Dumnezeu. Și Eva a păcătuit, a păcătuit și Adam, dar la răspundere a fost tras Adam, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Genesei. Și Dumnezeu l-a căutat pe Adam și l-a întrebat: unde ești? Ne-am ascuns printre pomii din grădină pentru că nu era rușine. Dar unde vreau să ajung? Genesa, capitolul 3, cu 12. Adam se justifică puțin. În fața lui Dumnezeu nu se poate nimeni justifica. În fața lui Dumnezeu oamenii, când vor fi judecați, vor amuți, pentru că vor ști că li se merită pedeapsă dacă nu l-au slujit și n-au stat lângă Iisus. Adam încă era pe pământ. Era în fața unei judecăți. Pentru că a urmat o condamnare, a urmat o pedeapsă dată pământului, dată femeii, bărbatului. Dar încă era în harul lui Dumnezeu, nu era la acea judecată de la sfârșitul tuturor lucrurilor. Și spune Adam lui Dumnezeu atunci: femeia care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo era locul. Dumnezeu l-a învățat pe Adam unde trebuie să stea soția lui. Nu să stea depărtată de el, nu să stea lângă prietenele ei, nu să stea departe de Dumnezeu, Adam lângă Dumnezeu și soția lui lângă el. Soția lui lângă el. E de apreciat faptul că Adam a iubit atât de mult pe Eva încât a mers în moarte, în despărțire de Dumnezeu, a acceptat să păcătuiască alături de Eva. Nu spun lucrul acesta încurajând la păcat când cineva din familie păcătuiește, dar nici nu îl condamnăm, pentru că
A fost singura femeie lângă el care i-a creat-o Dumnezeu. S-ar fi putut să nu fie așa, dar cum am spus, diavolul dă târcoale. Diavolul va încerca pe tine, Dan, să te depărteze de Hristos, să știi, e țelul lui, să nu uiți lucrul acesta. Este scopul diavolului ca pe bărbat să-l îndepărteze de Hristos și pe femeie să o depărteze de bărbat. Și atunci despărțirea s-a produs. Aceste sfaturi vi le dau. Stați lângă Hristos, stați unul lângă altul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dați-mi voie să mă adresez nuntașilor dumneavoastră, în mod deosebit, cei care nu au un legământ cu Dumnezeu, cei care nu vorbesc în fiecare zi cu Iisus Hristos, cei care poate spun, suntem oameni buni, suntem morali, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am furat, eu nu iau droguri, nu mă prostituez, sau alte lucruri de genul acesta, pentru că noi oamenii cu asta ne scuzăm atunci când ne comparăm cu cei răi, cu cei care îi vedem în șanț, morți de beți poate. Eu nu sunt ca el. Ăsta este un duh fariseic, vreau să vă spun. Eu nu sunt ca el, se rugau doi în templu. Doamne, eu postez, dau zecială și avea dreptate, dar nu în fața lui Dumnezeu, spune Pavel, că în fața lui Dumnezeu n-avem cu ce să ne lăudăm, decât putem să ne plecăm capul în smerenie și ca vameșul care stătea lângă fariseu în templu se ruga să spună, să spunem și noi, Doamne, ai milă de noi, că suntem încă pe pământul plin de păcat și suntem afectați încă de păcat. Dragii mei care stați în casa lui Dumnezeu astăzi, vreau să vă spun că faptul că v-a invitat Cristina și Dan la nunta lor și faptul că sunteți într-o biserică nou-testamentală este dovada harului lui Iisus Hristos care vă caută, care vă dorește pentru El. Știți că Dumnezeu a creat toți oamenii, știu că știți. Știți că El este tatăl musulmanului, este tatăl africanului, este tatăl chinezului, tatăl japonezului sau oricărui culori sau naționalități de pe pământ. Dumnezeu a creat pe toți. Dar noi ne divizăm în partide. Eu nu vă chem, veniți la Pentecostali. Hristos Domnul trecea odată pe lângă Marea Galilei și a chemat la El pe doi frați. Pe Petru, Sfântul Apostol Petru și pe Sfântul Apostol Andrei. I-a chemat la El. Spune Biblia Matei, capitolul 4, că trecea pe lângă Marea Galilei. Când citim acolo, ni se pare că trecea întâmplător Iisus pe acolo. Dar Iisus nu trecea întâmplător, că toate sunt în harul lui Dumnezeu și sunt pregătite de Dumnezeu. Ziua de astăzi este pregătită pentru fiecare suflet care este în casa lui Dumnezeu. Și Hristos Domnul trece pe aici de fiecare dată când venim și îl proslăvim pe El, îl proclamăm pe El, ne rugăm Lui. El trece totdeauna pe aici și nu trece întâmplător. Și astăzi nu trece întâmplător. Astăzi nu te cheamă degeaba ca și pe Petru și pe Andrei. El i-a chemat și ei au simțit chemarea și au lăsat îndată mrejele și au mers după Hristos. Vă chem la Hristos, împăcați-vă cu Hristos. Vei spune, eu am fost botezat când am fost copil mic. Biblia spune să fii botezat când ești mare, cu gura ta să mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn. Într-o zi Hristos te va întreba, de ce în data de 22 a 10-a, când te-am chemat, n-ai ascultat chemarea? Ascultă chemarea, primește-L pe Hristos. Și la nunta aceea va exista o nuntă, vreau să vă spun, în cer. Pentru că toți cei care îl primesc pe Hristos, toți cei care se întorc la Hristos, toți cei care se botează când sunt mari și mărturisesc că Hristos este Domnul vieților care le iartă păcatul. Spune Biblia că suntem logotnică și facem parte din logotnica lui Iisus Hristos. Și când Hristos Domnul va veni, va face o nuntă, va exista o nuntă în cer, va fi mireasa Lui acolo alături de El. Adică toți cei care L-au primit pe Hristos, Dumnezeu să lucreze la fiecare inimă. Dar depinde de noi dacă acceptăm. Trebuie să acceptăm. Trebuie, în numele Lui Iisus, trebuie, spune Biblia, să plece orice genunchi și pe El să-L numească fiecare inimă, astăzi și pentru totdeauna. Domn și Mântuitor al vieții noastre și al vieții voastre a tuturor. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. În cele ce urmează, fratele Ilie Neac slăvește pe Domnul cu o cântare. Grupul Maranata, un grup din biserica noastră, pentru cei care nu cunosc, un grup de frați, laudă pe Domnul cu o cântare. Apoi din nou fratele Ilie Neac, apoi surorile Briana și Melissa laudă pe Domnul cu o cântare. Corul și din nou fratele Ilie Neac, cam multe le-am spus, dar cred că le rețineți.
Și în urma tuturor, fratele presbiter Corneliu Buda va avea un cuvânt pentru voi, pentru noi toți, că și cei care suntem căsătoriți de aproape 30 de ani, ca și mine, și sunt bunic și suntem bunici, încă mai avem nevoie de sfaturi din cuvântul lui Dumnezeu, încă căsătoria noastră nu s-a consumat, încă trăim în ea, umblăm în ea, ne iubim și dorim sfaturi și noi cei mai în vârstă. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. La altar, Părinte, doi tineri au venit, căci al lor rugă Tu ai împlinit. Nori de îndoială ai îndepărtat, întocmindu-ți planul Tău cel minunat. De astăzi voi porniți pe un nou drum, să-i însoțești mereu, Părinte bun. În mâna lui destinul vostru încredințați, iar legământul până la capăt voi să îl păstrați. Calea lor, o Doamne, Tu s-o luminezi, cu ochii Tăi de Tată mereu să îi veghezi. Pașii lor în viață Tu să îi îndrumi, să pășească într-una pe înalte culmi. De astăzi voi porniți pe un nou drum, să-i însoțești mereu, Părinte bun. În mâna lui destinul vostru încredințați, iar legământul până la capăt voi să îl păstrați. De bucurie Tu ai rânduit și a lor vieți Tu ai fericit. Legământ cu Tine ei azi pecetluiesc, binecuvintează-i, Părinte ceresc. De astăzi voi porniți pe un nou drum, să-i însoțești mereu, Părinte bun. În mâna lui destinul vostru încredințați, iar legământul până la capăt voi să îl păstrați. În mâna lui destinul vostru încredințați, iar legământul până la capăt voi să îl păstrați. Amin. Oh,
mai fericit. Binecuvântarea stă în trăirea vieții. Cine vreți să aveți un cer senin, aduceți rugi sfinte zorii dimineții pe altarul Domnului Divin. Binecuvântarea stă în trăirea vieții. Cine vreți să aveți un cer senin, aduceți rugi sfinte zorii dimineții pe altarul Domnului Divin. Binecuvintează, Doamne, pe acești doi ce s-au unit. Căutați fericirea în aur sau bogății. Fericirea adevărată o dă Dumnezeu, să știți. Nu căutați fericirea alergând în lung și în lat. Fericirea adevărată o dăruiește Cel Preanalt. Căutați împărăția Lui mai presus de toate pe acest pământ. Căutați să faceți voia Lui și veți trăi fericiți oricând. Căutați împărăția Lui mai presus de toate pe acest pământ. Căutați să faceți voia Lui și veți trăi fericiți oricând. Căutați fericirea în voia lui Dumnezeu. Fericirea dăinuiește când vine de la tronul Său. Căutați fericirea în cuvântul plin de har, căci acolo fericirea n-are margini nici hotar. Căutați împărăția Lui mai presus de toate pe acest pământ. Căutați să faceți voia Lui
și veți trăi fericiți ori și când. Căutați împărăția Lui mai presus de toate pe acest pământ. Căutați să faceți voia Lui și veți trăi fericiți ori și când. Și veți trăi fericiți ori și când. Și veți trăi fericiți ori și thank you.
sfârșit ați pornit pe drumul căsniciei, de azi împreună voi veți fi. Mână-n mână, braț la braț, cu bucurie să fiți de azi nedespărțiți. Iubirea voastră să ardă ca un foc, să fie aprinsă în orice zi, în orice loc. Iubirea voastră să fie de neclintit, tare ca o stâncă de granit. Fericiți ați pornit pe drumul vieții voastre, întrei să pășiți neîncetat. În orice clipă, orice ceas, pe Iisus să aveți în viață, cu El zi de zi să stați la sfat. Iubirea voastră să ardă ca un foc, să fie aprinsă în orice zi, în orice loc. Iubirea voastră să fie de neclintit, tare ca o stâncă de granit. Iubirea voastră să ardă ca un foc, să fie aprinsă în orice zi, în orice loc. Iubirea voastră să fie de neclintit, tare ca o stâncă de granit. Fericiți ați pornit pe drumul vieții voastre, de azi împreună veți păși. Mână-n mână, braț la braț, cu bucurie să fiți de azi nedespărțiți. Iubirea voastră să ardă ca un foc, să fie aprinsă în orice zi, în orice loc. Iubirea voastră să fie de neclintit, tare ca o stâncă de granit. Iubirea voastră să ardă ca un foc, să fie aprinsă în orice zi, în orice loc. Iubirea voastră să fie de neclintit, tare ca o stâncă de granit. Amin. Cristina și Dan, îmi pare bine de cunoștință. Domnul să vă binecuvinteze alături de voi și de părinții voștri și de rudenile voastre. Îmi revine onoarea ca în câteva cuvinte să vă adresez și eu, atât vouă, cât și tuturor care ne găsim în această dimineață la slujba religioasă de cununie a voastră. Voi sunteți motivul acestei întâlniri de bucurie. Să apreciez efortul celor care au venit din România. Știu că nu-i ușor un asemenea efort. Acum ne înțelegeți și pe noi când venim spre România. Oricum, la un asemenea eveniment de valoare e nevoie și de o cantitate de jertfă și voi ați depus-o. E un pic îmbinată și cu oboseală și cu un pic de stres, dar pentru un asemenea eveniment eu zic că se merită să fie investit din partea părinților, a rudenilor, a celor apropiați. E o dată în viață. Cred că cei mai emoționați sunt părinții. Așa cred eu ca părinte, care am stat și eu în postura de părinte, să-mi privesc copiii îmbrăcați în haină de mire și mireasă, cred că sunteți, dar aveți dreptul să fiți emoționați, e normal să fie așa, pentru că sunt emoții bune alături de voi și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, că însoțiți copiii voștri la altar într-o zi atât de deosebită. Aș dori să vă adresez vouă și tuturor celor de aici dintr-un verset care îl găsim în Isaia 61 cu 10,
o singură idee, un singur gând. Ele vor fi multe care vi se vor adresa și de acum aveți deja un bagaj de sfaturi primite de la părinți, de la cei apropiați, sfaturi bune, sfaturi care vă folosesc în viața voastră de căsnicie. Și aș vrea să citesc acest verset și vă rog să fiți cu atenție. Să dați atenție cuvintelor care se spun aici, ele au ceva de transmis. Și nu doar pentru acum, ci pentru toată viața. Și nu doar pentru voi, ci pentru toți care ne găsim aici. Iar din acest verset am să mă refer doar la un detaliu, ca să nu fie greu și să nu fie multe lucruri deodată. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Aș vrea despre împodobire să vă spun câteva cuvinte. E clar că pentru evenimentul ăsta v-ați împodobit într-un mod aparte. Așa spune și Biblia. Și e normal ca la nuntă mirele să fie împodobit, îmbrăcat, mireasa la fel, și cei care participă la nuntă dau cinste aceste zile îmbrăcându-se, împodobindu-se. Dar nu despre lucrurile astea vremelnice vreau să mă refer, flori frumoase, decor, aranjamente trecătoare, ci de ceva veșnic și trainic. Și poate că veți spune, ok, la ce fel de împodobire, dacă nu la de astea? Și ascultați ce spune Apocalipsa 19 cu 7 și 8. Să ne bucurăm, să ne veselim, că e vorba tot de nuntă. Se făcea aluzie în vorbirile anterioare despre o nuntă care ne așteaptă, la care, interesant, vom fi toți mireasă. Mire va fi altcineva. Așa că și tu vei fi mireasă. Interesant. Dar pentru asta trebuie să ne împodobim și pe interior. Frumos ați venit îmbrăcați la nuntă, împodobiți pe din afară, e normal să fie așa la nuntă. Dar acum ascultați sfatul despre împodobire interioară. Să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace, să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Și acum în paranteză explică ce înseamnă lucrul ăsta. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Ok? Împodobire, când auzim cuvântul de împodobire, ne gândim la valori. Aur, argint, pietre scumpe și alte lucruri care sunt valori. Împodobire interioară a sufletului. Și acum, cum stabilim noi ce sunt alea valori pentru suflet? Ca să-ți împodobești sufletul cu asemenea valori și nu că și aurul și argintul și diamantele vor pieri. Sunt pentru pământ, pentru aici. Dar cum sunt alea valori, podoabe, veșnice și normal că întrebarea e cât costă și cum putem face rost de ele? Am să vă spun din cuvântul lui Dumnezeu toate aceste detalii. În primul rând, ce să fie stabilită ca valoare pentru împodobirea sufletului? Roman 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Chipul veacului acestuia în care trăim noi, el spune, chipul ăsta spune că e o valoare să trăiești în chefuri, în beții, în închinări idolești neîngăduite și alte lucruri de felul acesta. Biblia spune să nu vă potriviți valorilor acestora, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să stați să vă gândiți un pic, să meditați, oare chiar să merită să numesc astea valori? Pentru că sunt alte valori. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care e plăcută, bună, plăcută și desăvârșită, care îți dă așa o satisfacție sufletească, o liniște și o mulțumire. Asta îi o adevărată valoare. Apoi Petru 3 cu 3 și cu versetul 4.
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, purtare de scule de aur, îmbrăcămintea hainelor. Lumea dă valoare acestor lucruri care sunt pieritoare. Și acum partea, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând, ascultați, adevărate valori pentru suflet. Duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și pe voi deopotrivă cu asemenea valori pentru suflet. Că dacă aveți valorile astea pământești, mai multe sau mai puține, ele oricum sunt trecătoare. Dar astea, dacă le aveți, sunteți cei mai bogați oameni. Și aici pe pământ și în veșnicie cu Dumnezeu. Un alt fel de a privi lucrurile astea, adevărate valori pentru suflet. Psalmul 29, cu 1 și 2. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Lui, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și am amintit, duc blând și liniștit, smerit, adevărate valori. Așa să veniți înaintea Domnului și să vă închinați cu asemenea podoabe sfinte. Astea sunt adevărate bogății și o să vedeți că nu eu am dreptate, ci cuvântul lui Dumnezeu spune despre lucrurile astea. Aș vrea acum câteva aspecte ale vieții, într-un timp relativ scurt. Câteva aspecte ale vieții au mai fost amintite aici, în sensul că ele sunt aspecte importante ale vieții, vorbirea printre altele, dar eu o să mai amintesc câteva, la care trebuie să ne îmbogățim. Trebuie să împodobim partea asta interioară a sufletului care o să vă dea o valoare deosebită. Aveți, prin faptul că stați îmbrăcați în mire și mireasă, aveți o valoare. Prin faptul că îl iubiți pe Dumnezeu, valoarea crește. Și pe faptul că implementați în viața voastră, doriți în viața voastră să aveți un suflet îmbogățit, e deosebit. Toată lumea caută, uite ce om de o adevărată valoare, de un suflet deosebit. Nu sunt astea bogății? Nu-și doresc părinții, mă, oare cine îi băiatul sau fata? Ce fel de suflet are? Ce fel de caracter are? Păi uite, astea sunt adevărate. Că dacă pleci și de la lingură și de la furculiță, dar ai un suflet bun și o nădejde în Dumnezeu și ești muncitor, celelalte lucruri se rezolvă. Așa spune și cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem acum câteva aspecte, așa cum am spus, cum să ne împodobim umblarea noastră. Contează pe unde umbli, pe unde te poartă pașii. Contează. Și în funcție de asta, ți se dă o valoare. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Proverbe despre cineva, și asta e o atenționare, că sunt unii care umblă și pașile merg, la a face lucruri rele, la a întinde curse, la a întinde lațuri, ca altcineva să cadă în ele și să producă nenorociri. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, îmbogățește-ți pașii în altă direcție, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, ai grijă când te duci la casa Domnului, vezi că nu poți să mergi pe două cărări deodată, nu-i așa? Nu poți să mergi și la stânga și la dreapta deodată. Ori mergi la stânga și după aia vezi, băi, stai că nu-i bine, că m-am încurcat. Și pe calea, dacă îți umblă pașii pe calea ăstora, care întind lațuri și curse, acolo nu-i bine. Oare ar merge Iisus pe unde mergi tu? Oare s-ar duce și Iisus pe unde umbli tu? Îmbogățește-ți umblarea căutând calea lui Dumnezeu. Și Domnul să vă ajute și pe voi, și Domnul să vă ajute și pe voi, pe noi, pe toți. Dacă cumva până astăzi am mai șchiopătat pe cărări care nu sunt bune și vedem în sufletul nostru că nu sunt bune, există o posibilitate. Să-ți împodobești umblarea întorcându-te de la căile celor care nu merg bine pe calea lui Dumnezeu, care este sigură și care face bine
și celor ce umblă pe ea, și lor, unii în, pentru alții, a celor ce umblă pe calea lui Dumnezeu. În Iov, capitolul 34, cu 21, spune căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Privește, Dumnezeu privește pașii fiecăruia. E interesat Dumnezeu de pașii fiecăruia. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să umblăm și să lucrăm la împodobirea pașilor noștri. Pe calea lui Dumnezeu e o cale sigură și dacă pașii îți merg pe calea lui Dumnezeu, vreau să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că finalul este fericit și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe toți ceilalți. Apoi, un alt aspect al vieții la care putem să ne împodobim și trebuie să ne împodobim sufletește, îi și gândirea noastră. Cum să-ți împodobești gândirea? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Filipeni 2:5. Să aveți în voi gândul care era și în Iisus Hristos. Acum, fiecare știe ce gândește și la ce gândește și cum gândește, însă există cuvântul lui Dumnezeu care în această dimineață vrea să ne vorbească. Gândurile noastre să nu fie fantezii. Știți că există romane științifico-fantastice și cei care le scriu stau și se gândesc la fantezii, nu la realități. E în mintea voastră și în gândirea voastră să nu fie fantezii. Există o lume reală, există părinți reali, gândiți-vă la ei, părinții se gândesc la voi. Astea sunt lucruri care sunt adevărate valori. Nu gânduri de răzbunare, nu gânduri de viclenie, nu gânduri de mânie, nu astea să fie născocite în inimile noastre, în gândurile noastre, ci să ne îmbogățim și să ne împodobim gândirea noastră cu gânduri care le transmitem părinților, celor apropiați, soțului, soției și invers, așa cum s-a mai spus aici, împodobiți-vă gândirea cu astfel de lucruri, cu gânduri care erau și în... la Hristos. Ce gânduri erau la Hristos? Cum se gândea Hristos? Că spune cuvântul lui Dumnezeu. Gândul lui era să împlinească planul lui Dumnezeu. Facă-se... Ce a spus în grădină? Când se ruga să treacă paharul de la el, dar totuși s-a gândit, facă-se voia ta. Aceasta să fie și gândul vostru. Asta a fost gândul lui Hristos. Să umple din loc în loc și să facă bine. Nu asta era gândul lui Hristos? Să vindece bolnavi, să ajute, să pună mâna într-o parte ca să să ridice pe cel căzut. Asta era gândul lui Hristos. Ăsta să fie și gândul vostru și să fie și gândul nostru. Să facă voia Tatălui. Asta era. Să asculte de tata. Acum nu știu voi cât ați ascultat de tata și de mama, dar așa cum arătați, cred că ați ascultat de părinți, iar acolo unde au fost, așa îmi place mie să spun, au fost copii. Și copiii au părțile lor de năzdrăvănii, dar asta era gândul lui Hristos, să împlinească voia Tatălui. Acum aveți o responsabilitate. Totuși, respectul față de părinți și sfatul părinților sunt binevenite și sunt o valoare. Ascultați de ei atunci când le cereți sfatul, atunci când vin cu îmbogățirea asta pentru voi, experiența lor poate să vă fie de folos. Gândul să spună adevărul, ăsta era gândul lui Hristos. Să fiți îmbogățiți cu o astfel de gândire, pentru că ea este una care e o adevărată valoare. Apoi, în scurte cuvinte și despre împodobirea vorbirii, s-a spus aici că va trebui să comunicați, să vorbiți unul cu altul. Dar aveți grijă să folosiți acea vorbire, spune Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. La mâncare, nu e așa că aia e de gust când e un pic dreasă. Ei, și vorbirea se poate drege. Nu cu sarea aia care stă lângă piper, ci aici e o comparație. Ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Aia înseamnă să ai o vorbire împodobită, să știi cum să răspunzi fiecăruia. Să știi cum să răspunzi soției. Eu am spus odată o întâmplare, mă gândeam eu când mă căsătoresc.
Oare ce o să răspund eu dacă soacra mea o să vină să, că auzeam eu vorbe așa despre soacre, și o să vină așa cu un ton și o să îmi spună ceva așa mai aspru, așa, oare eu cum o să reacționez? M-am gândit-o dinainte. Dar dacă o să vină soția să-mi spună ceva? Poate că n-are dreptate. Ei, reacția și în vorbă să fie dreasă cu sare ca să știi cum să răspunzi fiecăruia. Și pentru asta va trebui să vă împodobiți și vorbirea. Și voi, și noi ceilalți care suntem căsătoriți de zeci de ani, și cu nepoții, și cu copii, e nevoie în vremea care trăim, e prea multă brutalitate în vorbire. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și pe noi și pe voi să vă împodobiți vorbirea după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toate astea aduc de fapt la împodobirea vieții. Nu e așa că vă doriți să aveți o viață împodobită? Așa, și trandafirii sunt buni când îi aduce acasă soție, să vă bucura de ei, negreșiți sau florile care îi plac cel mai mult. Dar lucrurile astea împodobite în umblarea voastră, în gândirea voastră, în vorbirea voastră, dă contur unei vieți împodobite. Și spune în Tit 2:11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, cu alea ce consideră lumea valori, dar ele nu sunt valori. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, cu dreptate și cu evlavie, pentru că astea sunt adevărate valori, bogății, pentru voi. Ok? Și acum o să mă întrebați, bun, dar cât costă astea? Că dacă aurul și argintul scumpe și poate nu sunt bani pentru ele, dar îmbogățirea sau împodobirea umblării, împodobirea asta spirituală, interioară, sufletească, cât costă? Pentru că cine le dă astea? Dumnezeu le dă. Și cât costă? În Isaia 55:1 spune cât costă, voi toți cei însetați după lucrurile astea, voi toți cei însetați, veniți la ape și chiar cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Le dă Dumnezeu doar să le doriți pentru voi. Îi spune Dumnezeu de atâtea ori, veniți la mine să vă dau, fără bani și fără plată. Are și alifie pentru ochi, are și îmbrăcăminte ca să nu ți se vadă goliciunea, fără bani și fără plată. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu aceste adevărate bogății. Și pe voi, și pe voi, părinți și rudenii, întreaga biserică și de ce nu, de astăzi înainte, să fim mai bogați. Se poate, fără bani și fără plată, cerându-le de la Dumnezeu, aplicându-le în viața noastră, așa să vă ajute Dumnezeu și pe voi, și pe voi, întreaga biserică, și să ne vedem data viitoare, uitându-ne unii la alții, mai bogați. În suflet, în primul rând, pentru că asta vrea Dumnezeu. Amin. O să-i rog pe Mir și o să rog întreaga adunare să se ridice în picioare și o să-i rog să faceți doi pași aici, lângă mine, mai spre biserică. Dan, avem câteva întrebări pentru tine și pentru Cristina apoi. Răspunzi la ele? Da. E și normal că de-aia ai venit aici. Aș vrea să te întreb, Dan, în fața martorilor care sunt aici, a părinților, a familiei, dar să știi că sunt martori nevăzuți. Sunt îngerii Domnului care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Este Duhul lui Dumnezeu prezent aici. Hristos Domnul prin Duhul Sfânt este prezent. Și aș vrea să te întreb dacă din dragoste închei legământul căsătoriei cu sora Cristina. Da. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Și încă o întrebare și cu asta cu mine ai scăpat deocamdată. Câtă vreme dorești să păstrezi legământul căsătoriei împreună cu sora Cristina? Până sfârșitul vieții. Așa să te ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Cristina, ai auzit răspunsul lui Dan și acum el așteaptă răspunsul tău cu nerăbdare, cred că. Te întreb înaintea maturilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii, dacă din dragoste mergi în căsătorie după Dan, să fii soția fidelă, credincioasă, dacă ești din dragoste. Da. A răspuns că da.
Ei, dacă din dragoste, până când ești hotărâtă să fii soția lui și la bine și la rău? Toată viața. Domnul să te ajute. Acestea sunt cuvintele lor de juruință unul pentru altul. Vor sta unul lângă altul toată viața lor, așa au spus. Biblia spune, da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Acum am să vă rog să vă plecați pe genunchi, iar eu împreună cu fratele Dumitru ne vom ruga Domnului pentru voi. Cu toții închidem ochii și ne închinăm Domnului. Stăpân al îndurărilor, iată, stăm înaintea ta, Dan și Cristina s-au plecat înaintea ta. Ei au mărturisit că vor să fie împreună toată viața lor, Doamne. Ei au mărturisit că se iubesc și intră în această căsătorie, Doamne, din dragoste. Te rog, ajută-i ca să păstreze dragostea până în veșnicie, Doamne. Amin. Doamne, te rog să-l binecuvântezi pe Dan, să-l faci un soț bun credincios, să-l binecuvântezi, Doamne, cu binecuvântările cerești și pământești, Doamne. Amin. Doamne, să-l ajuți ca să aducă rana pe masa lui, Doamne, să nu lipsească niciodată. Te rog să lași binecuvântarea ta, Doamne, peste el. Amin. Tot și pe Cristina, Doamne, să o faci o soție credincioasă, Doamne. Amin. Și dacă vei face, Doamne, Dumnezeule, să aibă copii, te rog să fie o mamă credincioasă, Doamne, Dumnezeule. Amin. Te rog să lași binecuvântarea ta peste ei, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, căci ei au hotărât să stea astăzi înaintea ta, Doamne, Dumnezeule. Te rog, Doamne, în drumul vieții lor, fii cu ei, Doamne Dumnezeule. Te rog, Doamne Dumnezeule, să fii Tu clăuza lor, pacea lor, Doamne. Tu să fii învățătorul lor și Domnul lor, Doamne. Niciodată, Doamne Dumnezeule, să nu-i lași singuri fără de Tine. Dacă vor trece prin încercări și vor chema numele Tău, te rog, Doamne, ascultă-i din cerul, Doamne Dumnezeule. Să-i aminte, Doamne, rugăciunea lor, Doamne, la strigătul lor, Doamne Dumnezeule. Fii cu ei. Iar noi îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și în numele Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Tatăl nostru din cer, continuăm în casta înaintea Ta. Și vreau să-ți mulțumesc pentru Dan și pentru Cristina, care astăzi sunt plecați pe genunchi înaintea ta, dorind ca tu să-ți pui mâna peste ei. Amin. Tu ai spus și ai promis prin Iisus Hristos că cine vine la tine nu va fi scos afară. Ei astăzi stau înaintea ta. Te rog să-i binecuvânți ca și soț și soție, Doamne. Amin. Te rog să-i ocrotești, Doamne, ca și familie. Amin. Te rog să-i ocrotești, Doamne, ca și făcând parte din mireasa ta, din logotnica ta de aici, de pe pământ, să nu-i lași nicio clipă să se îndeparte de tine, ci să stea lângă tine, Domnul vieții. Sunt atâtea oferte în jurul nostru, sunt atâtea glasuri care strigă, dar glasul Domnului Iisus a răsunat și ne-ai chemat pe toți să te urmăm pe tine. L-ai chemat pe Dan și pe Cristina, ai chemat-o să te urmeze pe tine. Doamne, ocrotește-i în călătoria lor ca soț și soție. Amin. Ocrotește-le casa lor, Tată din cer. Dă-le o casă lor, dă-le locuri de muncă. Amin. Dă-le sănătate în continuare în trupuri. Dă-le copii sănătoși, Tată din cer. Amin. Lasă îngerii tăi să tăbărască în jurul lor. Amin. Și nu lăsa, Doamne, să te uite nicio clipă pe tine. Mă rog pentru părinții lor, Doamne. Deschide-le ochii să te vadă pe tine, să vadă mântuirea ta. Amin. Să vadă împărăția ta, căci este veșnică și locul lor este în împărăția ta. Te binecuvânt și te slăvesc pe tine, Tată, că Tu dai binecuvântare. Tu ocrotești familia și îți mulțumesc că vei ocroti această familie. De aceea, Doamne, noi ne luăm mâinile de deasupra lor, dar dorim ca mâna Ta să rămână pentru totdeauna peste ei. Dorim ca ocrotirea Ta să rămână totdeauna peste ei și niciodată să nu simtă singurătate, niciodată să nu simtă apăsare că Tu i-ai părăsit, ci Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească, să-i ocrotească, până în ziua când cu toții vom sta la masă ca mireasă a Domnului Iisus Hristos. Tată, te slăvesc prin Domnul Iisus și marea putere a Duhului Sfânt. Amin. Fericită să fii, fericită să fii, o pereche cum Domnul vă vrea. Fericită să fii, fericită să fii, o pereche cum Domnul vă vrea. Fericită să fii, fericită să fii.
veche, cum Domnul vă vrea. Amin. Când Adam a fost căsătorit de Dumnezeu în grădină, l-a avut pe Dumnezeu ca tată și ca creator. N-a avut musafir, n-a avut cântăreț, n-a avut cor, n-a avut predicator, ci pe Dumnezeu. A avut natura, a avut florile, a avut animalele, poate, nu știm, le-a cântat cineva pe acolo vreo păsărică sau vreun animal, nu știm nimic. Știm un lucru, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Astăzi ne-am rugat pentru voi. Nu am stat ore întregi în rugăciune, dar vom sta de acum împreună, venind la adunare. Și cred că în urma rugăciunii și a dorinței voastre de binecuvântare, Dumnezeu v-a binecuvântat și vă binecuvântă ca și familie acum. Nu doar ca persoane separate care v-ați cunoscut, ci ca și familie. Familia Cusma, fratele Dan și sora Cristina, acesta este numele care îl vor purta, sau mai bine spus, îl poartă din data de 7 octombrie 2017, în localitatea Reșița a avut loc starea lor civilă, să spunem așa, căsătoria civilă. Numărul 451, interesant, la Reșița în anul 2017 până în 7 octombrie s-au căsătorit 451 de cupluri. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, dar în mod deosebit astăzi pe voi. Și nunta pentru voi și pentru invitați, pentru cei invitați, va continua. Nu vom pleca din locul acesta până când nu ne închinăm cu mulțumire Domnului. Și în scopul acesta îl invit pe fratele Vasile Zițac, e un nume mai greu de pronunțat, dar îl invit aici să mulțumească Domnului pentru ziua de astăzi, este unchiul tău, am înțeles, Domnul să-l binecuvinteze. Vom mulțumi Domnului și apoi ne vom despărți din locul acesta. Plecăm capetele cu toți. Tatăl nostru care ești în cer, venim din nou să-ți mulțumim pentru harul tău, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim frumos că și până aici ai fost cu noi, o Doamne. Îți mulțumim, o Doamne, că ai binecuvântat această tânără pereche. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, pentru tot ce ai făcut pentru noi, o Doamne, pentru cuvânt, pentru îndemn, o Doamne Dumnezeule. De aceea noi îți mulțumim și te binecuvântăm pe tine, Dumnezeul nostru. Te rog să mergi cu noi cu fiecare în parte, o Doamne, să binecuvântezi, o Doamne Dumnezeule, nuntașii, Doamne, întreaga asistență, Doamne Dumnezeule, și nouă ajută-ne ca cu toții să-ți facem numai voia Ta. De aceea noi te slăvim, te binecuvântăm pe tine, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Da, până aici a fost în casa lui Dumnezeu, de aici tot cu Dumnezeu împreună și pe un fond muzical, mirii vor părăsi sala, apoi părinții, nuntașii. Dumnezeu să dea în continuare tuturor binecuvântare de sus. Amin. Amin.